Cea de-a treia licitație de închiriere a spațiilor de la aeroport va fi lansată săptămâna viitoare, iar autoritățile deja se așteaptă la noi presiuni din partea grupării Șor, care nu vrea să cedeze comerțul din zona de plecări. Declarații în acest sens au fost făcute de ministrul infrastructurii Andrei Spânu în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8. Potrivit lui, oameni din anturajul fugarului au făcut presiune asupra membrilor grupului de licitație. Ilan Șor nu a comentat deocamdată acuzațiile lui Spânu. Andrei Spânu susține că doar în 2022 spațiile care mai sunt în gestiunea a două companii afiliate lui Ilanșor au avut vânzări de aproape un miliard de lei. Este o sumă enormă de bani pe da. care ei nu vor să o pierdă. Și imediat ce este important? Că imediat ce a fost anunțată prima licitație s-au început minciuni, falsuri, tot felul de uh, atacuri la persoană. Inclusiv, din informațiile noastre, s-a mers la fiecare membru din grupul de licitație cu tot felul de uh, insinuări că să fie atenți ce fac și așa mai departe. Deci presiuni. Presiuni, exact. Și ei au semnalat aceste presiuni? Uh, deci eu am primit aceste uh, semnale uh, și pe această cale poate dacă unii din ei ar vrea să să, să facă informația publică sau să meargă la organele de drept să, să o facă. Potrivit lui Spânu, o anchetă internă realizată de Agenția Proprietății Publice arată că au fost mai multe nereguli în cadrul primei licitații, inclusiv faptul că s-a ratat atragerea mai multor companii internaționale în proces din simplu motiv că acel caiet de sarcin nu a fost tradus și în engleză. Ministrul Infrastructurii susține că în acest context are întrebări față de Constantin Vozian, care și-a dat demisia în luna februarie. S-au găsit exact în regulile persoane care au fost. s-au ocupat de aceste proceduri, și atunci când va face comunicat, inclusiv app trebuie să decide dacă trimite materialele mai departe organelor de, de drept. Când Eu am avut o discuție cu ex-directorul aeroportului, dumnealui a spus alte lucruri, sau mie mi a spus alte lucruri. Asta aveți încredere în dumnealui? În cine? În domnul Bozian. Eu am încredere în toată lumea până la proba contrarie. Și. Proba contrare avut. -o. Acum, deja am și eu anumite semne de întrebare. Dacă dumnealui s-au avut încredere în comisie și nu a verificat fiecare pas. Este și asta o ipoteză? sau sunt alte interese. Contactat de TV8, Constantin Vozian ne-a spus că este în afara țării după care a închis telefonul. Amintim că guvernul a anunțat recent că va fi organizată o a treia licitație la aeroport. Prima licitație de închiriere a spațiilor comerciale a fost anulată deoarece s-au înregistrat doar doi pretendenți, număr considerat insuficient. A urmat modificarea condițiilor în care se pot da spațiile închirie și cea de-a doua licitație. A aplicat o singură comparație doar că, potrivit comisiei, aceasta nu a prezentat tot setul de acte, fapt ce a determinat și al doilea eșec. Precizăm că Procuratura Anticorupție a pornit un proces penal pentru abuz în serviciu în cazul licitației de la aeroport. În paralel, și Centrul Anticorupției investigează eventualele abuzuri.